Dacă va nu și astea vezi. Dacă va nu și astea vezi. Hai, că simt. Dar să nu-ți intreabă, nu spun ce da, nu, că dacă are doar așa. Care e treaba cu strevezi numere? Trebuie să nu înțelegi asta cu strevezi numere, da? Când diferența de puncte de pe tabelă e mai mare decât diferența de puncte de masă, eu nu pot recupera decât prin niște numere. În cazul ăsta, e multe lucruri. Mă înțeles cum să treabă un șase. Dar nu mi-ați numere. Ideea e că vrea să prea mult masă. Uite, treci cum să bună, și hai că nu. Poate da fac. La asta de nu-mi dai cu mâna. Păi da fac. Chine mă arăt și mă arăt. Hai de la. Nu, că n-am văzut. Sunt mai puțin pe masă decât e diferența între și e la fac. Ok? E
Și în cazul ăsta e frigul. Și ori poți să dai de aici, ori poți să dai aici. Adică, dacă are geartă bilă, se pune ca și galben, o repoziție și nu-i cea geartă bilă. S-a pus să dai de aici, nu. La de aici, nu. Hai, cum se vede, de aici, de aici, de aici. Mașina sunt 32 de ani, mașina nu știu că e s-a trebuit. Mers? Putem să și intri. Un pic mare. Mai bine intri. Să vă alegeți masa acolo. Aranjează, te rog, că urmează un lucru important. Este destul de important. Să vreau să văd care e diferența de la masa aia la noastră. Voi să vă punem. Domnul Neari știe. Domnul Neari. Am o ceva, vreau băiat, cred că trebuie să vă. Băgaș, ală, roșu, rut. Un eur la mine, unde sunt sus. Și acolo. Thank you.
The table is ready for the gate. Voi mai stați?
Eu nu, la 8 jumate trebuie să scoate afară. Deci, dacă nu stau plâni? Nu, fii atent ce vreau să fac. Vreau să mă duc până la magazin. Să iau pe nevastă să mă duc acasă și între timp o să vină băieții aia și să înceapă meciul, că au live, au fișe de joc, au... Și lăsați aceea, plecați după aia și lăsați aceea și video când termină, eu îi urmăresc pe live. Știi? Da, da. Și vin eu când termină și închid. Iar voi aveți contorizatorul pornit acolo. Și ce făcură spun acum, e notat separat pe o foiță. Vino cu aceea de stare. A, cu și care. Păi eu închis aici. Ce cu până acum, ca să le închid pe aia. Pe voi aia, da? Da. Dar nu se rog. Jocul liniștit, că eu mă uit pe live și când e jocul îmi frâng 4 minute. Da, da. Avem 6 de idei, răzbați. Și la masă de acolo? S-a repetat. A, s-a repetat cu tot. S-a repetat cu tot. Separat. Am uitat? Bă, ce lucrurile ai văzut. Acea-i cum e, acea-i cum e, acea-i cum e.
Ești scris de mine. Cum poți? Acum. Păi la... Să vedem cum e. Schimbă traitorie. Nu mai pot să nu mai vezi. Da? Thank you.
casa. Acolo idei s-a lăsat cu ochii. Thank you.
Când am înțeles.
Creta unde avem? Creta, aici e creta acolo. Vrei creta domnul Conici? Da, da. Hai. Are, ca-i votat aici. Să aibă. Nasol, nasol moment. Să ne spuneți când începeți, ca să nu mai facem multe cifre. Da, da. Până atunci am făcut nimic mai mult. Ești de când am mai dat în el? Cred că am... Bă, ce-ai făcut mai mult? Câteva lucruri mai mult. Mai să văd cât de locam. Mai dau și de Ești la urmă? Ha? Ești la urmă? Nu, nu. Ești la urmă? Nu, nu. Ești la urmă? Nu, nu. Ești la urmă? Nu. Nu, 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 Ah, o casco nosso é muito
Grazie.
No. Gracias.
Grazie.
Thank you.
Nu am fac arbitru. Vrei ceva? Da, puși. Ceva de genul. Dialogul tău așa? Da. Grazie.
Thank you.
Grazie.
Este cifru. Verde și nu atinse și intră în buzunar. Poate să vedeți să repede? What?
Și așa te fac ușor. Să întrebă un lucru, nu? Sunt 22 de care se trece la masa pe urmă. Da. Și stai în 6758. Și să dai punct pe tine, te selectezi pe tine. 6758. Da. Da. La alea două de da. Șapte, acolo pierd. Marta, mă ambiționez să dau pe partea aia. Oricum, sunt mișto de exemplu ăsta, prea mică, am ajutat nimic așa. Am fost problemă, da, nu știu. Sunt măcar și bine să zici că da, știi? Ai lucrat de pace și bine, nu știu niciodată. Hai să le fac eu pe la. Am ajutat cu așa.
Thank you.
Nu știu dacă pasă. Aici. Aici. Thank you.
Ну, блядь, 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 ну, блядь
Da, la sfârșit, nu mă pasă. Și cum e privarea de lucru? Nu te referi în primul. Thank you.
Thank you.
Dar nu mă întrebați de-aia. Dar v-am gândit că la bila asta, că oricum vreo lumea. Da. Da, o lucrăt. Bine, dar e egal, nu știu dacă nu, nu cred că mai este aici. Da. Că locul 7. Cupă de aia. Deci că e locul 1. Thank you.
Thank
Deci, da.
Thank you.
care să cărușe în negru.
Dar pe prima de două, de joc prima. Sunt o persoană, dacă e mai bine să mai rămân. Am zis de la început. Da, nu încercai, încercai direct. A, direct la ceva? Da, direct. Și la tot la nici.
Da, nu știu,
Nu mers. Acum era un pic asta. Nu joc rău. Gen, nu. Uite și la ce-am face. Nu joc rău, nu știu, da? Nu e dușă pe față. Da. Thank you.
rost. Este ce s-a întâmplat, știu cum e locat. Okay, yeah.
Почему я скидываю? Мать скидываю. Кто здесь есть? Salut, papa! Thank you.
6. Asta ultima de a pus ăștia pe cancan, ai văzut? Da. I-a zis unii oameni din sucoare de fitness că vrea să facă și el apt domen. Domnule. Așa a fost toate la pe numai lucrurile că s-a înfărăzit. S-a terminat de aia. Cu soacră s-a lucrurile că s-a. Ha? Cu soacră s-a. S-a lucrurile că s-a. Ha, mai terminat. Milioane de lucrurile. Să putem să vă avem acolo. Și-a luat apartamentul de blocul de astea, nu-i de s-a făcut acum, mi-a luat și într-un bloc, poate. Bă, pe dacă nu cam. Cea mai tare mașină, ia. E lumea așa ce face de șoferi, că și-a mașină automatică. Bă, dar astea chiar le-a zis el cu groale? Da, bă. Bă, dacă aia când s-a dus la Iași, și-a celul pe copil din ăla.
de până la multe gazeta de sud și ediție specială de da? Mi-am dat un cat dacă îți perdeam. Dacă îți perdeam. Am dat. Îți dai seama, el se învețe spaniola acum. Mi-am dat spaniola. Peste vreo două generații așa de familie asta. De poți, nu știu, să mai privăm un cacau. Nu ne pun în gol. Nu. Dar e rău că nu trebuie ieșit la asta. Nu, asta Nu știu.
băieți, să trăiți. Să trăiți. Sebi, ce faci, mă? Ce să faci? Mă ucide azi, cum ar veni. Dacă știți cum e mărăgea. Ce știu? Mă urmări. Ați fost pe fir. Vă ați vrut ce bine am începuse. Începuse, băi. La antrenament, mă ne-am reușit să-i gata, te-am văzut. E, nu. Da. Nu? Așa nu. Începem cu Brede, ce spun? De 14, dar acum prima dată. Cu unul la voi și cu unul la Ricky Olta. Ce să mă? Da, durește a niște reluri. Ricky Walden cu Osalivan? Nu, cu Trump, la final la Open. De a jucat cu Ferran, bine, poate. Drian? Da. Mă zic, 4-0. Da, trei soluții bună. Ferran, mă zic că e jucător care va pune probleme. Ce vedeți ai, Drian? Ia să îi mure așa. Thank you.
Era cam bine. Era cam bine dacă le-ai caz. De fiecare dată de scala. Da. Nu vedem.
Ia fă un calcul, vezi care e diferența de punct între voi. Diferența? Curios, ca să văd pe ce loc te arunc. Dacă e sub 100, ești pe 4. Adună punctele, te vezi și scadere ca de lui după aia. 67 cu 89. Cu telefon. 100 am avut eu cu viere la fix. Dacă ești sub 100, ești pe 4. 81, 71, 49, minus, 6, minus 26, minus 58, n-ai găsit. 167. Cât? 167. Diferență? Da. Ești pe 3. Ești nu, ești pe 1. Ești pe 1, cu 162 ai avut un bogor. 167 e diferență? Da. Ești pe 1. 162 ai avut un bogor, 157 e Crăciun. Ești pe 1. E ultimul frame. Nu contează, da. Nu contează. Dacă ești peste 162, ești pe 1. Da. Bravo.
Adică plus 40 de puncte pe frame, în diferență e... Chiar vorbeam cu domnul Cristian. Domnul Cristian, nu ai cum să facă nimeni medie peste 40 de puncte pe frame. Diferență. E foarte greu. Adică, în fiecare frame, tu să ai cu 40 de puncte mai mult decât adversarii. E destul de greu. S-au făcut eu dată 81. Și da, la am zis, și am zis 26. Și odată am făcut și am zis, acolo, frame-uri. Primul frame, în momentul, e dat 67-51. Bună, te gălbi și cu... Hai să opresc ăsta. Oricum, frame-ul la 2, când n-am jucat niciodată așa. Super. Ăla cu break-urile, nu? Da, cu un break de 20 și urmea și la rând. Ce face mea după băieții ăștia? Ce te face cu ei? Mergem înainte. Băi, nu știu, pe cuvântul meu, mă doare capul. Mă crezi că mă doare capul? Te cred, dar nici eu nu-mi plac chestii ăsta. Zic, mă, păi, bă, cine se trage? Dar are tras un copil la adiță. Da, uite că se doare și mă. Băgai eu pe ăla cu transportatorul, din acărămesele. Da. Da, stai așa un pic, că nu opri ăsta. Da, deci care suntem? Ăștia 20? Da. Dar cu pozele noastre ceva de astea? Uite mă, tu ești la loc de cinste, ești în vitrina cu trofee aici. Da, bă, da, dar nu mă văd tu și când mă căutai. Te căutai, uite, ești acolo. Îl căutai pe Google. Chiar în vitrina cu trofee. Și Cătălin mă căuta pe Google. Și nici pe Google. Bă, eu nu suport neseriozitate, cum a făcut și Irina. Vorbesc cu el astăzi, Danea, din nu știu ce, și mâine, deci muncesc toată noaptea. Credeți-mă, toate chestiile astea înseamnă muncă. Mă crezi că toate tabelele astea înseamnă muncă? Păi, spus, l-a spus pe el de la sigur. Și a doua zi, deci fac tabele, fac un pomel interior ăsta. Am scris toată noaptea la ele, listez, listări care costă bani, costă toate astea, știi? După aia, a doua zi, zic, Irinel, cum ți se pare ce am discutat la ședință, că zic, tu n-ai fost? Eu fără să bănuiesc ce are el de gând. A, adică să mă șterge, că eu nu mai vin. Zic, bine mă, ce spui acum? Ieri nu puteai să spui? A, acum am gândit eu că oricum mie nu stă mintea la snucă. Păi și ieri n-ai știut că nu stă mintea la snucă? Sau te-ai luminat peste noapte așa că nu stă mintea la snucă? Și asta înseamnă altă muncă, alte listări. Mă, a trebuit să fac alte listări, alte modificări. Alte... Acum cu copilul ăsta la fel, îi spui, bă, nu mai modific, chiar dă-o încolo, m-am spus, te las Adrian Mușat, și știi că Adrian Mușat ești tu. Sau puteți să-mi tăiați cu picioare. Ce, vine un râd, mi-e mă plac. Îl modificai ce are făcut ăștia și acolo îl lăsai. Trebuie să știți cu ceva peste. Pe net e simplu, că pe net dai delete și dai control V, control V și... Faci niște tele așa, niște drepturi. Știi cât durează să faci treburile? În primul rând că numele unul e mai lung, numele unul e mai scurt și nu se mai potrivesc unele peste altele. Înțelegi? Că face sfârșit, mă, intri pe stelă ăla. Intri pe stelă ăla, dacă o faci. Lăsă mă așa și gata, care e problema? Da, dar ca să vezi chestia așa, bă, dar el vine el la etapă, el. Bă, dacă știi că ai de gând să te referi, la ce mai jucați mai etapă? Vine el la etapă, joacă etapa și când, tot așa, când am văzut că se apropie de terminare, vine cu acea, când vine, îl găsesc doar pe Răzvan. Să-l iau votul acolo. Bă, zic, Adiță ce-a făcut? Lăsă cotizația. Păi nu lăsă cotizația, că Adiță îmi zis să vă transmite, nu mai vine. Dar e rușine să vă spun. Păi și la ce dracu mai jucăm o primă? Meciul. De ce nu lăsă meciul? Nu-i jucat și băgăm pe altcineva în locul. Acum am curcă și pe altul. Și nu mai pot să dai joc meciul, că n-ai... Nu, păi dați să-mi plan etapa 3. Chiar m-am meciul, i-a început și le făceam. Nu. Și acum ăsta băiatul ăsta ce pe scorul de 2-2, pornească de la 2-2 cu Răzvan, știi? Nu știu, cum să nu. Bă, Radi, asta nici eu nu să mintea la lucrurile, nici mie nu să mintea la lucrurile. Dar eu orice ai intrat într-o horă, da? Ori spui de la început, bă, nu vii, ori dacă ai spus, vin, vin. Nu stai să încurci treburile, mie n-am cum să încurc treburile niciodată. Ca e mine, băi, îi spun omului că nu vin. Nu, mă bag în horă și după aia a doua zi stai că eu nu mai vreau. Ce facem? Ne jucăm de ce?
Că uite, acum fie vorba de noi. Eu zic că arată mai bine acum camera și ambientul, mai bine decât în partea lor. Și spațiu mai mult, și ambientul mai intim, așa, mai, nu te mai deranjează vizual de la mesele celelalte, știi? Înainte, dacă jucai acolo și te juca la mesele ăștia tot, îți fugea ochiul la ce făceau ceilalți. De când așa, cu perdele ăștia, ești tu cu masă. Atmosferă de lucră. Adică nu te mai deranjează nimeni. A, că mai auzi gomot, aia altă treabă. N-am cum să, gomotele n-am cum să le antifonez. Dar măcar am gândit-o ca să nu-ți mai meargă la prin fața capului, știi? Fie gelată. Mi-ar plăcea gen, dar nu are cine să fie. Poate să fie și arbitrat să vedem cum ne rotim sau să facem cum voi. Păi de, acum nici eu nu pot. Da, vă cred, vă cred să nu puteți să fiți deșurată. Am crezut, mi-ai ajuns, mi-ai ieșit. De exemplu, stai cu cântucarul acum eu cu Sebi. Parcă așa agitat de ea telecomanda atât de spate. Sunt de acord cu tine, sunt de acord. Stai jos, e, după aia. Da, grijă, 4 meciuri sunt multe, nu sunt, nu e un frame. Sunt 4 meciuri. Dacă cineva m-ar fi ajutat, nici eu n-am ajutat. Dacă vedeți-mă că am trecut, uite, să spună care ăștia care au arbitrat un meci și li s-a părut mult. Dar să arbitrez sute de meciuri când am arbitrat, că mi-a trecut toți pe os. Nu mai lucru. Și nu am avut și multe, ne-am arbitrat degeaba, că peste 3 etape s-a retras. Și s-a anulat toate meciurile care le-a jucat și l-am arbitrat degeaba, știi cum ar veni. Adică nu o să stau cu familia 4 ore acasă, am stat cu ăla în picioare degeaba. Sau unde aproape, pe mine să faci altă treabă, da, da. Mai de tu de tot, că nu ai numai clubul ăsta. Dacă nu sunt toți de acord, că eu aș fi gândit un principiu prin rotație, adică, băi frate. Cum ți-am spus eu atunci. Nu, uite, suntem 20 de jucători, sunt 19 etape, da? Eu ieșeam din joc, pentru că eu sunt organizatorul și eu mă ocup de o grămadă de alte probleme, de evidență, de clasament. Deci eu ieșeam din joc și ceilalți 19 rămași, fiecare câte o etapă. Adică în etapa aia arbitrai toate meciurile. Înțelegi? Etapa 1, toate meciurile din etapa 1 le arbitrai tu. Da. Etapa 2, altă. Etapa 3, altă. Da, așa. Și eu arbitram meciul în care juca arbitru. Adică tu etapa asta erai arbitru, da? Când jucai tu cu Sibi, arbitram eu. Eram arbitru de rezervă, cum ar veni eu. La fiecare etapă arbitram tu un meci. Da, perfect. Dar nu știu dacă sunt ăștia de acolo. Dar cine e problema așa? Care e problema? Dar cine nu e de acolo? Eu aș fi, sau vede Sibi, poate sunt mulți care ar fi de acolo. Știi care e chestia? În momentul ăla, nici nu mai e cum să zici că nu mai e arbitru. Pentru că știi ce se poate întâmpla. N-are Cătălin timp să vină atunci, într-o zi, la un singur meci din toată etapa. Și îl sună pe ăla din etapa următoare. Dar nu se face un schimb de meciuri, dacă ai timp. Pentru că atunci trebuie să spui în alea două săptămâni, sunt 10 meciuri pe care tu trebuie să le gândi pe tot. Da. Și vizile arbitrezi pe tot. Da, n-ar fi... Deci, dar uite, mai propuneți și voi, să nu mai zic ăștia că vine de la mine. Că toate propuneri vin de la mine. Ce ia, bă, să mai spună lui de idee. Uite, veni și voi, uite, tu mâine să-i viză, voi am intri pe grup. Și postez, domnule, uite, propunere de arbitraj. Deci ar fi și domnul Cristi de acord și din... Și mulți care de acord. Domnul Cristi ar fi de acord 100%. Plus că unele meciuri sunt meciuri cu risc. Și eu ce înțeleg prin meci cu risc? Meci între doi jucători puternici, care amândoi sunt orgolioși și niciunul nu vrea să cedeze. Mai ales la o situație în asta de faul și ratare, când unul zice că a fost mai așa, unul zice că a fost mai așa. Ce fac? Ce fac? Se care le găsești în gherat. Eu nu știu, mâine sau tu sau ăla sau ăla, să nu mai vine numai din partea mea, că știi, toată lumea ce, iar venim pe ăla cu o idee. Și m-am săturat, m-am înjurat lumea. Uite, nu, am hotărât, am propus în felul următor. Care sunt de acord cu facem treaba asta? Tragem la bilete. Etapa 1 s-a dus, gata, au spate din card. Au rămas 19 etape. 19 etape, 18 jucători. De fapt, 19. Că iau eu, nu, câte au rămas? 18 etape, 19 jucători. Da, unul se trage la sorți arbitru de rezervă și el arbitrează arbitrii. Da. Știi? Da. În fiecare etapă e un meci în care joacă arbitrul respectiv și el arbitrează arbitrii. Iar ceilalți 18 prin tragere la sorți fiecare câte o etapă. Iar eu mă ocup de tot ce ține de parte, de clasamente, de situații, de scoruri, de programarea meciurilor. Dar nu e problema asta. Înțelegi că și acolo e o muncă uriașă, prieten. Deci chiar ar fi o problemă. Dar sunt, uite, calculat. Ca să fie competiția mai ok sau chiar trebuie... Unul numit arbitru de rezervă și ăla preia în fiecare etapă. Deci, de exemplu, tu erai arbitru etapa asta și tu trebuie să joci. Da, n-ai cum. Și vine la arbitru de rezervă și te arbitrează pe tine.
Și ăla face numai meciurile de rezervă. Și face tragere cu bilete de la 1 până la, de la 2 până la 19. Au rămas etape de la 2 la fiecare trage din bol bilet. Fac. Și fă ce supăr că fiecare etapă e alt arbitru. Da. Da. Și știți că e chestia, și e și chestia că venim îmbrăcați la plumași, la pantă. Da. E și păcat, e competiție frumoasă. Tocmai și voi ați văzut că live-ul acolo pe masa lui e mai frumos decât live-ul. E și imaginea, e mai de sus imaginea, e filmarea mai de sus și se vede mai clar lovitura. Înainte fiind mai de jos, vedere nu prea le vede. Dar acum ce frumos, de drag privești, eu toate meciurile le privești. Știi? Că-mi place. Da, am văzut că a schimbat și dinamica. Am făcut și jos acolo pe fond negru ca să se vadă mai clar, știi? Adică am făcut niște îmbunătățiri tot în scopul de a fi o competiție cu mai reușită. Da. Și faceți propunere, tragem la ajutor. Nu e ceva să jucăm de antrenament. Băi, nu jucăm de mobilitate. Ia să vezi după ce trece 10-12 etape încolo și când începe să strângă lupta. Și când începe ambițiile atunci, da? Atunci ai eu cu tine, eu locul 2, tu locul 3 și ne batem amândoi, mi se pare că ai pus salba, nu știu mai cum, știi? Da, da. Nu e bine, știi? Ne da, e și păcat, dacă tot o facem. Hai să facem pe domnule. Și eu spun că, până la urmă, dacă o facem profesionist, la sfârșitul anului, cum să spun, va fi o satisfacție. Bă, vrem, am luptat cu 20 de inși, 20 de oameni motivați, care fiecare și-a dorit să câștige, știi? Și au ieșit locul 13, fac locul 4. Am o satisfacție. Că am lăsat în spate 16 inși, știi? Normal. Adică, normal. Știi? Uite, acum îi zic că nu e nicio... ce? Bun, ăsta e ultimul meci din etapa 1. Mai sunt două meciurile alea de cred că s-au amânat două meciuri pe motiv că-și plecați la 2, la 2, la 2. A, mă înțeleg, și vin după 3 mai. Și cu, da, și cu Sorin Ștefan, Sorin Tănase. Dar începând cu etapa a doua putem să facem treaba asta, fără probleme. Și mie mi-ar conveni, că și mie mi-a fost greu cu Ferreira, crede-mă. Dădeam mobilă, fugeam să caut telecomanda, să cum stau. Da, și eu la fel. Și îți refug. Distrație puțin, atenția și... Mult, nu puțin, mult îți distrație. Da, mult duci acolo să pui și scolă, pui și... Mai greșești, dă înapoi, dă-i, anulează. Știi, nu e ok. Nu știu, e frecare așa, scoală de bine, de scoală de bine, de jos, sus, jos, sus. Pe când așa, tu ești atent numai la joc, știi că nu ai treabă cu nimic, chiar arbitru care se ocupă de toate treburile, știi, ești conectat la joc. Și o să duleziți mai puțin. Și mie mi-ar conveni, crede-mă. Așa, dacă nu e, da, mai. Crede-mă că și eu, dacă aș ști că am un arbitru la masă care se ocupă de tot, aș fi mult mai focat pentru că, bă, știu, mă concentrez la break, la ce am de făcut aici, știi? Păi știi că ți-e pierde, eu cred că pierde urmă jumătate de oră. Îți dau dreptate că ce... Să-ți iei o bilă din buzunar, să pui, că ți-a 4 secunde, 5 secunde o bilă. Da. Să pui. Și măcar în câteva zeci de bilă, de câteva zeci de bilă. Da, în cazul am mai ascultat și adversarul și ăsta, știi, dar... Nu știu ce n-ar trebui să fie chestia asta, că e frumoasă, e păcată.